Universitatea din Seget împreună cu Fundația pentru Cultură și Învățământ Ioan Slavic și-a unit forțele într-un proiect educațional din fonduri europene. Obiectivul acestei colaborări este de a dezvolta o nouă abordare educațională prin crearea unei platforme de formare în domeniul economic și a unei baze de date pentru studenți, de unde aceștia pot lua informații privind oportunitățile de angajare în economia română-ungară. Este o tradiție și o relație de prietenie. Noi nici nu mai știm dacă e o acțiune sau avem o întâlnire prietenească, pentru că deja relațiile acestea s-au dezvoltat într-un context chiar de nevoie mare de înțelegere pentru atingerea fiecăruia a scopurilor de educație, de dezvoltare regională și în același timp de sporirea contribuțiilor în plan regional. Acțiunea noastră, sigur că a fost de a instrui lumea pentru a înțelege foarte bine mediul de afaceri interregional și de a dezvolta acest mediu de afaceri într-un parteneriat real în care fiecare partener să aibă de câștigat. Sigur că vorbim despre afaceri, vorbim despre educație, vorbim despre mai bine pentru toată lumea. Pentru îndeplinirea obiectivelor și activităților, proiectul dispune de un buget de peste 120.000 de euro, care a fost împărțit aproape în mod egal celor două instituții partenere. Suntem foarte fericiți să facem parte din acest proiect alături de Universitatea Slavic. Universitatea din Seget și cea din România are deja o relație de lungă durată în a dezvolta diferite abilități antreprenoriale studenților și metode de a mări resursele umane. Acesta a fost scopul principal al cooperării cu Universitatea Slavic, să creăm studenților abilități antreprenoriale practice. Cele două instituții educaționale nu sunt la prima colaborare. Parteneriatul lor este unul fructos și început cu mai mult timp în urmă, fapt pentru care relația profesională s-a transformat într-o relație de prietenie.